Și Charles Michel spune în felul următor: Europa nu mai poate sta la cheremul cui este la putere în SUA, făcând aluzie la declarațiile lui Donald Trump că nu va mai susține militar țările care nu-și plătesc contribuția la NATO. Și atunci europenii iau foarte în serios, leadership-ul european ia din ce în ce mai mult în serios ideea că dacă Ucraina va ceda, care vor fi următoarele mutări strategice ale regimului de la Kremlin? Și atunci polonezii au intrat în gardă, țările baltice au intrat în gardă, România a intrat în gardă și vom vorbi probabil astăzi mai târziu de faptul că NATO va construi cea mai mare bază de pe teritoriul european, pe teritoriul României, că se vor deschide și se vor reactiva, ranforsa industria de armament a României și așa mai departe.